Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 8 septembrie, ești un muncitor zelos, responsabil și vei acorda de bunăvoie voie o mână de ajutor celor care au nevoie. Mintea ta este plină de sarcini practice și știi cum să excluzi din cap gândurile străine, concentrându-te pe cele mai importante planuri nu-ți vei cere scuze pentru ambițiile tale și pentru prețul pe care îl acorzi valorilor materiale. Recunoașterea publică și venitul financiar semnificativ sunt compensații corecte pentru un loc de muncă bine îndeplinit. Poți fi completă devotată companiei tale, te bucuri de respectul superiorilor, dar te afirm și mai bine dacă ești responsabilă pentru ceva. Identitatea ta este departe de a fi ușor de dezvăluit. La prima vedere, s-ar putea părea că ești destul de conștientă de refacerea ordinii în problemele legate de îmbunătățirea soartei familiei, a grupului social sau național. Cu toate acestea, dacă mergi pe calea cea bună, cel mai probabil îți vei păstra de plină încredere că acționezi în mod rezonabil și cu întreaga responsabilitate. Totuși, dacă eforturile tale sunt finalizate cu succes, fără îndoială, vei influența puternic mediul înconjurător. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, decență, prudență, responsabilitate, scrupulozitate, minte analitică sobră, ritm emoțional, înflorire. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțime în orice afacere, trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucruri poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec, îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur, acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea incertitudinii, precum și de lipsa reveriei. Ai o personalitate extraordinară. Ești ambițioasă, practică, acorzi o importanță deosebită valorilor materiale, iar opinia altcuiva despre acest subiect nu te interesează. Ești binevoitoare, sociabilă, afectuoasă, te înțelegi ușor cu oameni, nu faci primul pas pentru a face o nouă cunoaștere, dar numai prietenii de încredere vor fi permiși în cercul tău apropiat. Mai mult, această abordare este alegerata la maturitate. În tinerețe, poți fi prea gălăgioasă, poți fi de neînțeles pentru alții, ceea ce este agravată de tendința ta pentru secret. Cu toate acestea, poți reprezenta cu succes sau chiar poți simboliza un anumit stil de viață sau grup datorită rolului pe care îl joci. Ești un actor minunat pe scena vieții, capabilă fiind să strălucești în diverse roluri, preferând totuși să nu te împrăști. Tu împarți lumea în alb și negru și ești astfel expusă foarte mult forțelor binelui și răului. Îți aperi decisiv credința, familia partidul sau statul dacă sunt în pericol. Dar un lucru amuzant este că tu însă ți te dovedești adesea a fi principalul tău dușman. Prin urmare, este extrem de important să-ți petreci timpul verificându-ți propriile valori și să te asiguri că sunt într-adevăr atât de curate pe cât par. Ești capabilă să-i controlezi pe alții datorită jocului tău magic și a simțului umorului, dar și datorită seriozității tale. De fapt, Rare ori te ia cineva în serios, compusă fiind de dintr-o masă de contradicții complicate, este puțin probabil să încânți pe cei asociați cu tine. Poți câștiga un respect profund, unii se pot închina în fața ta, dar la fel de bine poți să inspiri frică. A ta avea ca părinte, soție sau iubită poate fi foarte dificil. Poți fi incredibil de solicitantă, inflexibilă, chiar tiranică, dar în același timp fiabilă și de încredere. Tu iubești să fii șeful grupului tău, fie în viața personală, fie în public. Politica îți poate fi deosebită de atrăgătoare și, dacă nu ți asumi rolul de lider în viața publică, manifest de obicei un interes intens pentru problemele presante din viața de zi cu zi. Opinia ta despre aceste probleme poate să nu fie cea mai tolerantă. Cu tine, în esență, nu este ușor să te înțelegi, cu toate acestea, tu nu depinzi de opiniile celorlalți, ci respecti cu strictețe propriul curs, știind în inimă ta că ceea ce faci este la fel de bun pentru toată lumea, te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești organizată, inteligentă, amabilă, te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea, ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare, cum afectează data de 8 septembrie soartata, ești înzestrată cu calitățile unui lider, te poți afla în fruntea unui grup sau a unei comunități, îți valorifici timpul planificând evenimente întâlniri, ești atrasă de politică. Tu crezi că propriile interese sunt la fel de utile pentru toată lumea, deoarece ți este dificil să te înțelegi cu alți oameni. Aproape că nu asculți părerile celorlalți, respecti propriul punct de vedere. Oamenii din jur sunt de multe ori sub controlul tău. Seriozitatea și simțul umorului sunt principalele componente care te ajută la influențarea societății. Contradicțiile în sine îngreunează o impresie bună, unii oameni te iau în serios, în dragoste și relații, nu te înțelegi bine, totul din cauza lipsei de loialitate și a dorinței de a găsi un teren comun. În ciuda comportamentului și temperamentului dificil, ești de încredere. Tu vezi lumea în două culori, alb și negru, binele și răul, ești gata să-i protejezi pe cei care sunt în pericol, în special familia ta rudele, prieteni apropiați, dar la fel de bine poți fi tu un pericol pentru familia ta, având în vedere ca ai inclinații tiranice. Prin urmare, este important să înțelegi lumea ta interioară. Ești un actor minunat în viață, îți schimbi imaginea și încerci roluri noi adesea este de neînțeles pentru ceilalți de ce acel recurs la secret. Este greu de ghicit că ești cu adevărat misterioasă. Pentru străini, Motivațiile tale pot fi destul de inteligibile, dar acest lucru este doar la prima vedere. Totul poate să nu fie deloc ceea ce pare, aceste lucruri de interes străinilor să te înțeleagă. Cu toate acestea, pentru mulți vei rămâne un mister. În viața de zi cu zi ești veselă, ai mulți prieteni și cunoscuți pe care ești fericită să vii să-i ajuți la momentul potrivit. În conversațiile cu oamenii, Poți părea rezonabilă și meticuloasă în același timp, ești aproape întotdeauna încrezătoare în corectitudinea cuvintelor tale, chiar dacă cuvintele nu corespund realității. Dragoste și compatibilitate din afară, par rece și detașată, dar în interior ești amabilă și vulnerabilă. Dacă poți depăși teama de intimitate emoțională, atunci te transformi într-un prieten sau partener iubitor, grijuliu de încredere. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența. Cele mai nereușite alianțe poți forma cu pești și berbec pești, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești responsabilă, persistentă. Obții mereu ceea ce îți dorești. Ești un bun executant, poți fi un lider bun cu o cantitate suficientă de cunoștință și experiență profesională, te gândești constant la unele sarcini, e decizii, rară ori faci greșeli, poți face orice, te distingi prin responsabilitate și disciplină. Poți deveni inginer, artist, om de știință. Domeniul de activitate ar trebui să includă capacitatea de a genera idei, de a implementa proiecte la rubrica secret. Condiția, secret, este motivul pentru care descoperirile multor oameni de știință născuți pe 8 septembrie nu au devenit cunoscute. Sănătate și boli, ești în general greu de convins și, în special, acest lucru se aplică sănătății tale. În acest sens, este util pentru tine să clarifici greșelile făcute de tine însăți pentru a rezista bolilor care ți le creezi. Deși promovezi activ raționamentele solide, în raport cu propria ta dietă și stilul de viață nu ești atât de scrupuloasă, monitorizarea calității alimentelor pentru tine este, de asemenea, prea obositoare, deoarece ești susceptibilă la stres, poți deveni destul de supraponderală, nevoia de a-ți regla alimentația are o importanță deosebită, trebuie acordată o mare atenție căldurii relațiilor de prietenie, Iubirii și, în general, a tot ceea ce ține de sfera emoțională, destinul și norocul, Universul ți-a destinat o voință puternică, ești decisivă și hotărâtă, harnică, intenționată, ai în întotdeauna propria opinie și, dacă ești încrezătoare în corectitudinea și dreptatea ta, nu te vei răzgândi în niciun caz, ești responsabilă, ceea ce faci este făcut cu bună credință se poate pune bază pe tine, nu vei eșua și nu vei trăda. Ești de încredere. În viață vei avea suișuri și coborâșuri, dar, în momentul în care vei depăși toate adversitățile, vei ieși cu adevărată din toate necazurile și vei putea să-ți creezi condiții de viață minunate pentru tine însă Îți Sfaturi pentru tine. Gândurile și ideile tale nu sunt întotdeauna ușor de percepute de alții. Nu le impune prea mult, lasă-i pe alții să le înțeleagă singuri, încearcă să-ți păstrezi personalitatea, ferește-te de tendința către autoritarism și indiferență, îți poți folosi abilitățile mentale în diferite moduri, poți deveni un talentat manipulator, dar trebuie dezvoltată capacitatea de a controla pe ceilalți, pentru armonie în viața personală, evită criticitatea, nu idealiza partenerul. În ceea ce privește realizările personale și sănătatea, totul aici depinde doar de tine însă. Îți încearcă să fii mai puțin categorică, o categorizare strictă poate dăuna și altora. Dezvoltă loialitatea în tine. Încearcă să te concentrezi pe obiectivele mari. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult. Tu care ești născută sub semnul fecioarei poate că tu însă -ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român, tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii, este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei, dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre, certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante, tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul, tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase? Sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchete destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.